Bună, Taur, și bine ai venit la citirea ta pentru anul 2024. Aceasta este valabilă atât pentru cei din zodia Taur, cât și pentru cei care aveți luna, soarele sau ascendentul în această zodie. De asemenea, dacă ești interesat de un Taur, bine ai venit. Hai să vedem ce spun arhanghelii, în primul rând, ce trebuie tu să cunoști. Dacă rezonezi cu mesajele, te invit și la partea bonus, acolo clarificăm toate cărțile, îți dau și un sfat din partea îngerilor romantici, vedem de unde vine norocul, de unde vine surpriza, deci te invit cu drag în comunitate. Ai acces și la previziunile de astrologie pentru 2024, atunci când vor apărea. A ieșit mesajul pentru tine, este bucuria divină, numărul 4. Foarte important pentru tine, simt aici, dar numărul 9, da? Nu știu de ce, 4 și 9. E ca și cum iei o hotărâre de final. În sfârșit se hotărăște viața ta, în sfârșit se hotărăște destinul tău. Culorile importante în acest an sunt mov, în primul rând, deci intuiție, albastru, galben și roz. Aceste culori sunt foarte puternice pentru tine în acest an. Te poți orienta după ele, poți să le porți. Arhanghelul Zadachiel este cel care îți oferă un dar, o ghidare pentru acest an 2024. Te ajut ca prin rugăciune să te contopești în inimă cu Dumnezeu, să te eliberezi de toate înlănțuirile, să trăiești cât mai des starea profundă de dăruire totală față de Dumnezeu, să manifesti mai mereu bucuria divină pură și copleșitoare. Foarte frumos, dragi tauri, deci este cu adevărat un an în care rugăciunea, meditația te poate ajuta foarte, foarte mult și de asemenea este un an în care tu vei învăța să te bucuri de viață, vei învăța să trăiești cu adevărat. Și simt eu că îți vor crește aripi, da? Te vei simți liber, te vei simți bine. Foarte frumos. Hai să vedem și un mesaj din partea acestui oracol, cuvântul magic pentru tine în 2024. Pentru Taur, 2024. Hai să vedem, dragi Taur, ce faceți. Ia uite, binecuvântări. Deci tu ești binecuvântat în acest an. Primești tot felul de vești bune. Ești foarte bine susținut. Ceea ce ți se întâmplă este ca o binecuvântare pentru tine. Da? Însă și ideea aceasta de împăcare, de acceptare, de a te pune de acord cu cineva sau cu universul, poate să fie o împăcare pentru unii tauri, da? Te împaci cu cineva și asta este ca o binecuvântare sau revine cineva în viața. Să vedem în continuare și tarotul ce transmite, pentru că m-am hotărât să folosesc un tip de citire pe care nu l-am mai folosit de mult timp. L-am folosit în 2021 și am văzut că v-a plăcut foarte mult și atunci m-am gândit să îl reiau. Și eu sunt Taur și eu am reluat ceva. Deci tot trecut. Trecutul bate la ușă într-un sens pozitiv. Ajungi la un apogeu, ajungi într-un punct înalt, reușești să faci ceva important pentru tine. Hai să vedem, dragi tauri, ce spune tarotul pentru 2024. Este un an foarte puternic pentru tine, un an în care iei decizii importante și așa cum ți-am zis, este un an în care tu vei încheia ceva anume. Voi extrage 12 cărți de tarot. Și să vedem, dragi tauri, la baza pachetului, energia generală pentru tine în anul 2024 este Cavalerul de Spade. Deci foarte multă determinare pentru tine în acest an. Ești foarte curajos în acest an. Lucrurile se mișcă extrem de rapid pentru tine. Vei trece prin schimbări foarte mari.
Foarte multe discuții văd în acest an. Foarte, foarte multe discuții. Este, uite, arcana majoră, moartea, deci foarte multe lucruri care se vor termina în viața ta mult mai repede decât te aștepți. Vei trece printr-o transformare fulger în anul 2024. Este ca o resetare foarte puternică, simt eu să-ți transmit. O resetare la care, știu eu, nici măcar nu visezi. Nu visezi. Și începem cu prima carte în poziția ta. Avem 7 de monede. Se pare că ești într-un an în care culegi roadele, culegi recompensele muncii tale. Poate să fie și un an în care te îngrijești de tine, îngrijești lucrurile dragi ție. Este și un an de pauză pentru unii tauri, deci poate vă luați o pauză, vreți să vă schimbați viața. Aveți foarte multă răbdare în acest an și cu siguranță vă planificați foarte bine fiecare detaliu, fiecare lucru. Acum, cavalerul ăsta de spade vine cu lucruri total neașteptate, este contrar energiei tale, dar cu siguranță vei face față. Hai să vedem cum stai cu banii și avem 3 de bâte, uite. Abundență în urma unei decizii. Deci tu vei lua o decizie în anul 2024 care îți va aduce bani sau poate ai luat-o deja. Din punct de vedere financiar, văd un progres, o reușită, îți cresc finanțele, pot veni bani prin comunicare, deci prin felul tău de a comunica, îți pot veni bani prin niște drumuri pe care le faci sau bani care vin de la distanță pentru alți tauri. Îți crește încrederea în tine. Avansezi, văd aici, avansezi foarte mult, fie la muncă, fie avansezi, da, atunci când vine vorba de oportunitățile tale, ai mai multe oportunități. Să vedem cum e treaba cu anturajul, cu rudele, cu viața ta. Avem un 8 de cupe. Bun, foarte mulți tauri în anul 2024 o să lăsați anumiți prieteni în spate, poate anumite rude. Mai rupeți legătura cu ele, că nu e obligatoriu să, da, să continuați. Dar pentru alți tauri simt aici că voi veți abandona ceva. Poate să fie și un an în care, știu eu, unii dintre voi vă gândiți să nu mai mergeți cu mașina, să mergeți pe jos sau abandonați poate chiar, știu eu, un proiect pe care îl aveți. Dar văd aici clar că ceva se închide, ceva se lasă în urmă. Pot fi prieteni din viața ta sau persoane din anturajul tău care deodată dispar pentru că se mută în altă parte, că nu mai aveți puncte comune. Faci tot felul de drumuri, e ca și cum îți lași casa în spate și te duci acolo unde simți tu. Că vorbeam de casă și de familie, hai să vedem cum stai acolo. Uite, 6 de bâte, ce faci, te căsătorești, îți cumperi casă. Ai parte de o bucurie foarte mare în anul 2024 legată de casa ta, de familia ta. Unii tauri, cu siguranță mai simt aici să transmit că e ca și cum vă lăsați anturajul deoparte, vă lăsați poate acele cunoștințe pe care le aveți și mergeți să vă găsiți împlinirea. Pentru că e clar că din punct de vedere personal, tu aici ai parte de o victorie foarte frumoasă. Poate este o petrecere în casă, o reușită pe care o ai. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Hai să vedem cum stai cu dragostea și avem arcana majoră, cumpătarea, o legătură cu zodia săgetător pentru unii tauri. Dacă ești un taur aflat într-o relație, văd aici că se așterne liniștea și pacea în relația ta în acest an. De asemenea, ți se cere foarte multă răbdare. Ai o persoană care este ca un înger păzitor pentru tine. Adică, poate e partenerul de viață, poate e un copil. Uite, dacă ești taur și vrei să faci un copil, e un an bun, ai șanse. Ai persoane care te pot ajuta, care îți pot fi alături. Mai văd și o împăcare cu cineva anume. Lucrurile se vindecă, încep să funcționeze legate de dragoste, legate de afaceri, de copii și mai simți să transmit ceva. Deci dacă ești taur, uite, poți să îți vindeci o anumită traumă, poți să rezolvi ceva important
prin creativitatea ta, deci prin a crea ceva, prin a te exterioriza. Din punct de vedere personal, da, pe dragoste, acolo lucrurile pe de o parte funcționează, pe de altă parte nu funcționează. Dar simt eu că este ca o gură de aer proaspăt, da? Să vedem cum stai cu munca, 6 de cupe, da? Unii tauri poate vă întoarceți la un vechi loc de muncă în anul acesta, sau poate lucrați cu copiii, cu persoanele mai tinere, poate chiar aveți o relație bună cu colegii de la muncă. Pentru alți tauri, văd că o problemă de sănătate din trecut poate să revină acum și își poate găsi rezolvarea. Foarte interesant. Poate chiar, așa cum v-am zis, unii dintre voi vă gândiți să deveniți părinți sau poate aveți aici un proiect la care lucrați, dar dacă ești taur singur, vezi că iubirea poate să apară în acest an pe la muncă, da? Printre colegii tăi. Să vedem cum stai cu relațiile în general, asul de cupe. Deci este clar aici că mulți tauri veți începe o nouă relație în acest an 2024. Văd aici tot felul de vești bune pe care le primești în această perioadă, din partea clienților, din partea oamenilor din jurul tău. Apar noi clienți, noi cunoștințe, noi proiecte. Apare o nouă poveste de iubire. Poate să fie vorba despre un nou contract pe care îl semnezi. Însă este clar că iubirea, viața ta privată se clarifică începând cu anul 2024 și foarte mulți tauri, să știți că începeți relații noi. Începeți relații noi. În continuare, avem regele de bâte, foarte interesant. Aici poți avea o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Este un an, dragi tauri, cu schimbări fulger, spuneam eu de la început pentru voi. Un rol important în schimbările majore din viața ta îl are o persoană, fie născută dintr-o zodie de foc, cum am zis mai devreme, fie este vorba despre partea de afaceri, fie este vorba despre o persoană care este mai aventurieră. Deci, cumva este o persoană matură, cineva căruia îi place să trăiască din plin. De asemenea, vezi că partea aceasta financiară trece prin niște schimbări în acest an. Trece prin niște schimbări. Poate un bărbat important din viața ta trece printr-un final, printr-o etapă în care cumva își schimbă viața. Este o persoană publică, este o persoană frumoasă, o persoană cumva poate foarte cunoscută în cercul tău de oameni sau în orașul tău, în cartierul tău și omul ăsta, din ce văd aici, fie trece printr-o perioadă dificilă, fie omul ăsta apare și îți schimbă viața. Hai să vedem în continuare 7 de cupe. Un an în care ai foarte multă intuiție, să știi. Însă ți se spune clar să nu ai încredere în oricine și în orice în 2024, pentru că nu totul este ceea ce pare. Poate să fie și un an în care e nevoie să te decizi privind o facultate, privind niște cursuri pe care vrei să le urmezi. Alți tauri începeți să vă concentrați foarte mult pe planul spiritual. Dar ce mai văd este că îți poți face niște așteptări foarte mari în acest an în legătură cu o călătorie îndepărtată, în legătură cu niște studii. Acolo e nevoie să mai studiezi problema, să mai analizezi puțin situația. Să mai analizezi puțin situația. Hai să vedem în continuare, da, care-i treaba cu cariera. Da, cu viața ta publică, e un 8 de spade, e ca și cum ești legat acolo. Nu știu, acum unii tauri, poate v-am zis, vă căsătoriți, vă mutați, na, trebuie să vă ocupați mai mult de familie, nu vă mai ocupați de casă. Pe de altă parte, văd aici și un an în care foarte mulți tauri veți fi prinși și pe partea profesională. Da? Dar o să fie o senzație ca de închisoare acolo.
Pe de o parte. Pe de altă parte, atenție puțin pe partea aceasta legală, v-am mai spus. Adică să respectați legea, să fiți corecți, să faceți ceea ce trebuie. Pentru că este adevărat aici că pot fi niște lucruri ciudate. Da? Poate să apară un oarecare blocaj în relația cu un șef, în relația cu autoritățile. Adică, probabil fie lucrurile merg mai greu, fie ești prins pe foarte multe lucruri și nu ai cum să scapi de acolo. Să vedem în continuare. Wow, îndrăgostiții! E, dragi tauri, dar aveți planuri mari în 2024. Îndrăgostiții vorbește despre o conexiune cu zodia Gemeni, dar în această poziție spune că dragostea poate să plutească în aer pe internet, printre prieteni. Unii poate aveți un proiect care va avea un succes foarte mare în 2024. Văd aici și o pasiune foarte mare pe care tu o vei avea față de un grup de oameni, față de ceva anume. Și cu siguranță în această perioadă o să fiți prinși cumva între foarte multe grupuri de oameni. Da? Cumva, dacă vrei, în anul 2024 se decide viitorul unei relații, se decide viitorul tău. Repet, dacă ești un taur singur, sunt foarte mari șanse aici să cunoști pe cineva. Foarte mulți prieteni văd, da, dar cumva prieteni care îți sunt alături, prieteni care sunt cu adevărat pentru tine. Și ultima carte este Împărăteasa pentru tine. Te vei simți foarte confortabil atunci când vei fi singur sau singură, atunci când vei sta în locuri mai retrase. Și de asemenea, te vei simți foarte bine atunci când te vei concentra foarte mult pe siguranța ta. Foarte mulți tauri, așa cum ziceam, e ca și cum sunteți prinși aici cu ceva, cu un proiect, cu un copil, cu ceva important și lucrurile sunt bune pentru voi. Sunt extraordinar de benefice. Este o femeie în viața ta în acest an, o femeie matură, asumată, poate să fie mama, poate să fie o persoană importantă din viața ta care are un rol foarte, foarte puternic în legătură cu psihicul tău. Cumva este un an în care poate să vină abundența, poate să vină prosperitatea în viața ta, dar, atenție, este important, clar aici, să te vindeci. Da? E ceva ce trebuie să vindeci, e ceva ce trebuie să accepti că se schimbă. Să știi că este o citire bună, da, per total. Atât, repet, apar niște schimbări în anturajul tău, relația cu rudele, poate unii tauri plecați, vă mutați, știu eu, poate, așa cum am zis, unii poate deveniți părinți, alții poate vă concentrați mai mult pe partea voastră intimă, da, privată și atunci mai aveți timp de toată lumea. Însă, repet, pe de altă parte, văd și tauri care reușesc să facă niște decizii în acest an extraordinar de bune. Să nu uităm, e bucuria divină, e un apogeu, sunt niște binecuvântări care apar pentru tine. Dragi tauri, acestea au fost previziunile pentru 2024, partea de tarot. Îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți doresc un an cât mai frumos, iar dacă ai rezonat cu ceea ce am spus aici, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo clarificăm cărțile, îți spun și un sfat din partea îngerilor romantici. De asemenea, vedem care este surpriza pentru tine, dar și de unde vine norocul în acest an. Îți mulțumesc că mi-ai fost alături, te îmbrățișez cu drag, te invit și la previziunile zilnice pe Zodii și, de asemenea, te invit și la previziunile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai fost alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.